Salut, pești! Voi face citirea pentru săptămâna 6 februarie, 12 februarie, o săptămână liniștită totuși, cu o lună plină care o resimțim la începutul săptămânii, câteva aspecte ale lui Neptun. Venus este în pești, veți primi horoscopul pentru această săptămână și, bineînțeles, nu uitați că aveți etalarea pentru luna plină din leu, deci runele și sfatul tarotului ermetic, dar și horoscopul. Pentru voi această săptămână. Generozitate. Generozitatea voastră, generozitatea unei persoane. Deci, o săptămână în care puteți primi, dar puteți și oferi. Adică puteți să primiți câțiva bănuți, puteți să primiți o șansă să arătați celorlalți, poate unui angajator, ceea ce puteți să faceți. Și vă dă această șansă, pentru voi este o șansă, sau și voi la rândul vostru puteți acorda generozitatea voastră unei persoane, câțiva bănuți, șansa de a se afirma. Voi fericirea și cunoașterea. Am putea spune că voi sunteți foarte preocupați de o casă, de un cămin. Vreți să amenajați o casă, vreți să cumpărați o casă, poate că unii dintre voi v-ați stabilit în altă localitate și acum trebuie să cumpărați o casă sau, eu știu, vreți să vă stabiliți chiar și închiriați, cumpărați, amenajați. Deci este foarte important pentru voi acest aspect legat de o casă, dar cert este că aveți și ceva bani, poate o creștere de salariu sau ceva care vă dă acest impuls să investiți în casă. În ceea ce privește fericirea, voi vreți cumpătarea, vreți să cunoașteți forțele care intră în joc, să le studiați, să le cunoașteți, să le stăpâniți astfel încât să puteți să ajungeți la un echilibru cu această fericire. Deci voi vă doriți această fericire să fie echilibrată, să puteți să țineți totul sub control, să vă aduceți persoana pe care o doriți în puterea voastră, să ajungeți acolo unde vă doriți. În ceea ce privește cunoașterea sau călătoriile, cursuri, examene, ceva se încheie. Poate că unii dintre voi chiar ați terminat un curs de perfecționare și tocmai din cauza asta ați primit un post, vă stabilizați și vreți să investiți într-o casă, dar ați finalizat ceva, este o finalitate aici, fiindcă moartea întotdeauna arată că se încheie ceva. Ați încheiat o călătorie, nu veți mai călători, eu știu, și vreți să vă stabilizați undeva și începeți să vă preocupe acest lucru. Sau ați terminat niște cursuri și ați putut accesa un loc de muncă mai bine plătit. Deci fiecare vă cunoașteți situația. În ceea ce privește resursele, ia uitați, locul de muncă și cariera. În resurse, voi aveți o creativitate, ceva care este la început. Deci o creație la început este admirată de ceilalți, dar puteți foarte bine ca această creativitate să o conduceți genial pentru a obține banii pe care vi doriți. În schimb, la locul de muncă aveți de înfruntat un războinic, un bărbat tânăr, energic, hotărât, dar crud.
care își vrea să obțină niște drepturi. Fie că voi luați locul pe care el îl ocupa, voi ați terminat poate niște cursuri, el nu, și atunci automat apare această, să zicem, contradicție sau luptă între voi și acest prinț de spade. Un bărbat cu ascendent zodie în gemeni. În carieră, voi primiți ceva bani în plus. Fie că aveți, eu știu, pe lângă sarcinile pe care le aveți, mai primiți o sarcină în plus. Și această sarcină în plus va aduce ceva bănuți în buzunar. Acest lucru este benefic pentru voi, vă simțiți bine, puteți să plătiți ce aveți de plătit, rate, eu știu, chirie, fiecare ce datorie are și ce obligații are, dar vă rămân și ceva bani pe care puteți să-i puneți deoparte pentru distracție. Vă simțiți foarte bine, să știți, cu acest doi de monede. Este un aspect benefic. În ceea ce privește comunicarea, voi aveți de comunicat cu o regină de bâte, o femeie energică, o femeie hotărâtă, o leoaică. Această femeie cu ascendent zodie sau luna plină în leu este capabilă să lupte, este o femeie aprigă, o femeie care poate să fie o rivală pentru o altă femeie sau pentru un bărbat poate să fie o protecție. Deci trebuie să fiți foarte atenți cum comunicați cu această femeie. Poate să fie o vecină, poate să fie o soră, o verișoară, deci cineva din anturajul vostru, din cei apropiați. În ceea ce privește, ea întotdeauna luptă pentru dreptate, pentru adevăr, dar îi place să strălucească, îi place să iasă în evidență, îi place să fie în atenția celorlalți. În contracte, asocieri, procese, voi vă gândiți să vi se facă dreptate. Această justiție, dreptatea, trebuie să vă gândiți că orice acțiune a voastră în dorința de a vi se face dreptate, trebuie să vă gândiți la forța de reacție a celuilalt, dar trebuie să știți că trebuie să stăpâniți această forță de reacție și, bineînțeles, o țineți sub control. Trebuie să vă gândiți la judecata oamenilor, la legi, dar și la judecata divină, la adevărul și dreptatea eternă. Balanța cu spada. Această spadă poate să-i pedepsească pe cei incorecți. În ceea ce privește acest șapte de monede, o carte a recoltei. În relația voastră cu prietenii, cu protectorii, cu asociații profesionale, aveți această carte a recoltei. Deci, recoltați ceva. Este un aspect benefic pentru voi, fiindcă va aduce niște bani, dar trebuie să fiți atenți că voi v-ați dorit foarte mult, ați sperat foarte mult prin proiectele pe care le-ați avut cu prietenii, cu protectorii voștri sau într-o asociație profesională, dar ați și greșit. Aceste greșeli vă sunt aduse în față și am putea spune le recunoașteți, dar nu primiți atâta cât vă doreați, dar nici nu pierdeți. Promiteți că pe viitor o să atingeți performanța. Familia, căminul, schimbări, transformări și sacrificiul sau secretul vostru, karma voastră. În familie aveți blocaje, 9 de bâte. Arată o situație destul de dificilă, dar voi puteți în această familie a voastră să vă concentrați și să vă ascundeți scopurile. Nu este bine să spuneți celorlalți din familie scopurile voastre.
Deci aici trebuie să fiți foarte atenți. Cumva, așa cum am atenționat, o soră, o verișoară, o vecină, o regină de bâte, poate să fie un blocaj pentru voi, adică să vă aducă niște blocaje, să vă impună o stagnare. În ceea ce privește schimbarea, voi aveți familia totuși alături. Transformarea. Această familie este alături de voi, vă ajută în aceste schimbări pe care le aveți de străbătut, de parcurs. Este ca un fel de renaștere a familiei, am putea spune. Poate că a fost o perioadă în care familia nu v-a susținut, dar acum simțiți ajutorul lor. Este ca o renaștere a familiei. În ceea ce privește secretul vostru, speranța voastră, dar și sacrificiu, este roata norocului. Poate că ați întreprins ceva unde vă dați seama că riscați foarte mult și numai norocul vă mai poate salva, numai șansa dată de divinitate. Am putea spune că această roată a norocului poate să fie crescătoare sau descrescătoare. Este bine să încercați să vă apropiați acest noroc prin a vă dori ce este posibil, ce este corect, ce este drept, adevărat, să doriți adevărul, să doriți totuși să fiți prudenți, să vă ascundeți scopurile, să nu le puneți la dispoziția celorlalți și tot la fel de bine să fiți fermi în tot ceea ce faceți, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi și veți primi cheia puterii în palma voastră. Aceasta a fost citirea pentru pești. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.